Salutare și bine te-am găsit la un nou episod din Minutul de Informație. Astăzi vreau să vorbim din nou despre durerea la naștere. Durerea în timpul travaliului este firească și productivă. Ea nu este un semn de boală, ca și în alte cazuri, ci dimpotrivă este o durere cu un scop. Și anume, cel mai mare premiu al acestei călătorii minunate care se finalizează cu nașterea, bebelușul în brațele noastre. Așadar, dacă ne gândim la acest premiu final, o să ne fie mult mai ușor să trecem peste orice durere, peste orice disconfort, peste orice inconvenient. Există mai multe modalități prin care putem să ținem sub control durerea, de aceea e important să vezi ce funcționează pentru tine în acel moment. Pentru că e posibil ca anumite tehnici să funcționeze acum și peste 10 minute să nu mai funcționeze. De aceea, fii flexibilă, ascultă-ți corpul, ascultă-ți intuiția, vezi ce funcționează pentru tine în acel moment. Astăzi aș vrea să vorbim despre relaxarea ca metodă de diminuare a durerii. Pentru că un corp relaxat și în special mușchii uterini relaxați vor ajuta să simțim mult diferit contracțiile. Ce poți să faci este o listă cu ceea ce știi tu că te relaxează în acest moment. Este foarte probabil ca aceleași lucruri să te relaxeze și în timpul travaliului. Poți să treci acolo muzica preferată, poți să treci masajul, o baie sau un duș, poți să treci presiunea pe bazin, poate să fie rugăciunea, meditația, un exercițiu de relaxare a întregului corp. Îți propun și eu un exercițiu, am să-ți las link-ul în descrierea acestui video. Orice crezi tu că te-ar ajuta să te relaxezi. Așadar, fii deschisă, fii flexibilă și vezi ce funcționează pentru tine în acel moment. Vom continua în episoadele următoare și cu alte modalități de ținere sub control. Aștept în continuare întrebările tale. Te îmbrățișez cu drag, pe curând!